aici în piață Carol Brunarațe. Deci era o mare baltă. Serios? Da. Deci când legăturile nu sunt bazate pe interese, să spunem, ele durează. A fost pe interes, mi-a plătit Copreședintele Aldea a fost primit la Palatul Comunal chiar de edilul șef al orașului Constantin Toma. Pe parcursul sesiunii de discuții, Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat principalele axe după care se va ghida politica Alde în următorii 4 ani. Revenirea la normele unui stat de drept este una dintre mizele principale pentru care luptă liberalii din Alde. Alde este în momentul de față singurul partid care are curajul să vorbească răspicat despre necesitatea revenirii la normele statului de drept autentic, în care instituțiile statului sunt chemate mai degrabă să apere cetățenii, nu să-i oprime. O altă prioritate pentru ALDE este impulsionarea industriei prin susținerea firmelor cu capital românesc. Am fost în ultima perioadă la numeroase șantiere navale, am fost în zilele trecute la Cernavodă, am fost la Giurgiu. Există capacitate tehnică pentru realizarea unor astfel de nave în România. De ce trebuie Ministerul Apărării să, fără să facă licitație, să facă încredințare unică unei firme din Olanda? Sunt interese care pe moment nu le cunosc, dar sunt foarte curios, după alegeri, va trebui să încercăm să aflăm mai mult. Conducătorii formațiunii politice speră ca alegerile din 11 decembrie să consolideze rolul ALDE în peisajul politic național. Personal, eu am deja convingerea că votul din 11 decembrie va dovedi definitiv importanța partidului nostru pe scena politică a țării, precum și responsabilitatea cu care ne putem angaja într-un parteneriat al Guvernului benefic pentru România. După vizita de la Buzău, Călin Popescu-Tăriceanu și-a continuat periplul prin județ la Râmnicu Sărat.